Tehnicianul albnegrilor crede că formația sa este principala favorită la promovare. Ion Balaur spune că pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de păstrarea lotului actual de jucători, dar și acoperirea posturilor deficitare. La prima vedere ar trebui să fim favoriți, cred eu. Acum, dacă reușim să păstrăm măcar jucătorii care au mai rămas acum și nu mai pierdem din ei, și pe posturi deficitare, în special vârf de atac, să aducem un marcator, eu cred că putem să fim clar favoriți. Clujul și Brașov ar fi principalele contracandidate. Clujul am văzut că suferă și am văzut numai copii. Brașov, într-adevăr, se reorganizează, dar la ce probleme nu știu în ce măsură au ei un lot mai bun ca al nostru. La peste alta, echilibrat sau puțin? La prima vedere, cred eu că ar trebui să fim favoriți. Chiar dacă majoritatea jucătorilor care au jucat în retur, mulți dintre titularii din retur au plecat. Cred că avem un lot care să ne pună în postura de favoriți. Primele trei favorite care să dorească, eu zic chiar prima. Jucătorii Gazului Metan cred și ei că seria din care fac parte este una accesibilă, iar formația lor este favorită la promovare. E o serie cu câteva echipe care mă gândesc că au ca și obiectiv promovarea, gen face Brașov, Cluj, cred eu că și Baia Mare, Mioveniu, noi care nu se pune problema să nu ne dorim promovarea și mai ales că am și rămas câțiva jucători care am jucat și anul trecut. Cred că este o serie accesibilă pentru noi, cred eu, din punct de vedere valoric. E Gaz Metan una dintre favorite sau poate chiar principala favorită dacă ne uităm la problemele celor de la Cluj în special? Da, eu zic că suntem favoriți la promovare. Aici este și stabilitate financiar, nu sunt probleme cu banii, condițiile sunt foarte bune. Nu știu dacă există vreun motiv care să ne împiedice să promovăm. Fără discuție, este principala candidată la promovare și ca lot și ca stabilitate financiară, ca tot. Pe cine vezi contracandidată pentru promovare? Contracandidată, eu zic că poate să fie Ucluj. Poate echipele în general care au fost în Liga 1. Gaz Metan a fost repartizată în seria a doua din Liga Secundă.